ai o mulțime de alte motive să nu fii integral fericit. Aș spune mai întâi că trebuie să ne ferim să identificăm succesul cu fericire. Ce mișto să vede? Și 5 de kg. Ieri am băgat o zi de sală, după 2 săptămâni de pauză. Cam asta e forma mea actuală. Ne băgăm tare acum cu slăbitul. Există fericire și independent de succes și există oameni de succes nefericiți. Brațul ăsta drept e monstru. Succesul se obține ca și fericirea, mai curând dacă apare ca efect colateral decât ca țintă obsesivă, alucinatorie. Și jos, totul s-a schimbat, te uiți în jurul tău și nu înțelegi când s-a întâmplat. Cam atât. Trebuie să ajungem la 122 de kilograme, cel puțin până duminică, să revenim de unde am plecat în săptămâna 15-a. Înainte de pauză am vrut să vă fac un mic update asupra stării mele, cum arăt. Este marți dimineața, ieri am fost la sală după o pauză de destul de mare, de 2 săptămâni. Dacă aveți vreo sugestie sau vreun comentariu, o puteți face, îl puteți lăsa în secțiunea de mai jos. Eu sunt Toto, dacă vreți să slăbiți, vă urez multă baftă, nu uitați să mâncați sănătos și să faceți mișcare. Ciao! Vreau doar să spun că... Ciao! Cred că trebuie să te uiți foarte atent la ceea ce tu numești greșeli.